Omul în general, nu doar creștinul, este atras de lucruri care vin din sfera magiei, superstiției și a fabulosului. Astfel, și în rândul anumitor creștini apar câteva practici bolnave care dăunează grav sănătății creștini ortodoxe ne referim la situațiile în care cuvântul trece din om în om și își pierde țelul și folosul respectiv și, pe mai departe, ne e dat să descoperim broșuri, pliante și xeroxuri cu sfaturi și învățături eronate despre trăirea vieții duhovnicești. Dintre aceasta amintim, s-a aprins candelă în casă ca îngerul candelei să vegheze casa, când a candela sau lumânarea, să spui o dorință, candela să fie aprinsă 24 de ore, să aprinzi în fiecare zi un număr fix de lumânări. Dacă cineva îți face vreun rău să-i scrii numele pe un bilețel și să-l arzi în flacărea unei candele, în fiecare zi să dai un număr fix de pachete cu diferite alimente, la neca să arzi lumânările invers și altele de felul acesta. Dacă studiem mai adânc aceste situații, vedem că sunt nu numai practici dăunătoare, ci conțin și învățături cu totul străine de adevărul creștin. În primul caz, îngerul candelei nu există, căci îngerii se dăruiesc spre o doar ființelor vii. Legat de faptul punerii unei dorințe, atunci când aprins candela, subliniem că ortodoxia nu trăiește din și cu dorințe, ci atunci când aprins candela te închin și faci rugăciuni, deci trebuie să înlocuim dorința cu rugăciunea, pentru că Dumnezeu caută doar spre rugăciunea sinceră. Iar scrierea numelui într-un bilețel și arderea în a candelei este un gest de bagiocorire a importanței creștine a candelei și duce la săvârșirea unui mare păcat, acela de a dori răul cuiva și nu îndreptarea lui. Nu cumva Hristos a spus să iubești pe vrăjmași? Atunci cum poți căuta în lucrurile sfinte metode care schimbă rolul și folosul acestora? Cu siguranță Dumnezeu nu caută la răutatea omului, ci așteaptă îndreptarea lui. Arderea lumânărilor invers cu partea de sus în jos este un lucru absolut greșit, căci lumânarea este simbol al gerfei și rugăciunii curate. Acest lucru nu schimbă cu nimic situația, căci lumânarea având fitil de sus până jos, tot va arde, chiar dacă este schimbată poziția. În legătură cu numărul fix de pachete sau lumânări, subliniem faptul că nimeni și nimic nu poate condiționa facerea de bine sau milostenia. Când dorești ceva, nu contează numărul și cantitatea, ci credința și dragostea cu care le împarți. Iată, așadar, lucruri care nu aduc niciun folos pentru că sunt utilizate în mod greșit și aduc pagubă credinței și practicii credinței.